Bună și bine ați revenit pe canalul meu de YouTube. Astăzi o să vă arăt o rețetă de tort cu cremă de mascarpone. Blatul de tort este un blat cu cacao. O să vă las linkul în descrierea acestei rețete pentru a vedea rețeta pe care am folosit-o pentru acest blat. Pentru tortul de cacao cu cremă de mascarpone avem nevoie de un blat de tort din 4 ouă, 400 de ml frișcă lichidă, 250 de grame mascarpone, 3 plicuri de zahăr vanilat, 150 de grame zahăr și ornamente pentru decor. Pentru a însiropa tortul, voi folosi un sirop caramel pe care l-am făcut din 2 linguri de zahăr și o cană de apă. Adăugăm în vasul de la mixer mascarpone și frișca lichidă împreună cu zahărul, urmând să le punem la mixat. De asemenea, adăugăm și cele 3 plicuri de zahăr vanilat. Trebuie să fie cât mai reci. După ce am adăugat ingredientele, vom pune la mixer. Mixăm mai întâi la viteză medie, după care vom da la viteză mai mare. Crema este gata. Am mixat aproximativ 2 minute. Urmează să tai tortul și să-l pregătesc. Vom începe să asamblăm tortul. Am feliat tortul în trei, îl voi însiropa cu acest sirop caramel și crema. Am împărțit-o tot în trei părți, urmând să las două straturi pentru interior plus un strat pe din afară. Adăugăm crema mascarpone. Și aranjăm tortul. Crema este suficientă. Adăugăm următorul blat pe care îl însiropăm. Acum vom pune ultimul strat. Îl apăsăm puțin și îl însiropăm. Voi îmbrăca tortul în crema mascarpone ce a rămas. Așa arată tortul meu cu blat de cacao și cremă de mascarpone. Dacă v-a plăcut rețeta mea, aștept să-mi dați un like și vă mai aștept și la alte rețete. Vă mulțumesc!